unic. Cu actul creației? Dar vorbeam, e un moment sensibil. Cred că v-ați dat seama că v-am spus pe nume, m-au informat colegii dumneavoastră cine sunteți. Domnul prezentator, dacă poate nu vă confine că v-am spus domnul Caramitru, vreau să ne îngăduiți și noi să vorbim despre actul creației. Pe cuvântul meu, nu ne s-a oferit această șansă niciodată să vorbim acum noi personajul colectiv, da? Vă rog. Dar strict despre actul creației. Strict despre actul, este un dramaturg, un regizor și doi actori aici avem. Oameni care n-au urcat pe scenă niciodată, dar pentru prima oară fac acest lucru, sunt cotropiți de emoție, după cum se vede și pe fețele lor, pe hainele lor, pe tot ce înseamnă ei. Deci, eu n-am jucat nici eu rolul de reporter în... v-am rugat să ne lăsați. V-am rugat să ne lăsați, pentru că ne cotropiți cu personalitatea dumneavoastră uriașă și ne pierdem. Deci, să vorbim cu acest domn care zice el, mă rog, nu știu dacă o să zică și alții după ce ne va zice el, că iubește teatru, că iubește dramaturgia. Vă rog să ne spuneți câteva vorbe în acest sens. Da, deci mă numesc Costel Opanez și sunt dramaturg, adică scriu continuu. Am până acum 144 de piese în greutate de 7200 de kilograme. Vă măsurați opera în kilograme, înțeleg. Păi altă măsură nu am, că nu s-a jucat niciuna până acum. Puteți să ne dați câteva detalii despre actul creației pe care îl faceți? Ultima piesă pe care am terminat-o, exact acum am semnat-o când am venit din culise, se numește Președintele Lir. Cine? Președintele Lir, nu ați auzit? Deci eu m-am analizat dramaturgia universală și am văzut că toate tragediile, cum ar fi Macbeth, Iulius Cezar, Henric al IV-lea, sunt cu regi. Și atunci, dacă toate nenorocirile se întâmplă din cauza regilor, eu fac piese cu președință. Întreprinderea dumneavoastră este foarte grea, pentru că v-ați propus să retranscrieți o întreagă literatură universală. Nu vi se pare că e cam mult? E mult, într-adevăr, dar dacă prin muncă sper să reușesc. Nu? Posteritatea o să-mi fie recunoscătoare. Nu? Ziceți că merită, da? Merită, v-am spus, nu s-a jucat până acum. Am încercat la Căminul Popular, la Căminul Cultural de acolo, de la noi din comună, dar a ieșit foarte lungă, avea 72 de zile piesa. Și când am ajuns la ziua a doua, a început campania și a plecat actorii. Așa, nu. Acum, lăsăm deoparte activitatea noastră, am vrea să vă dați cu părerea despre teatru în general, despre teatru românesc. Ne spuneți câteva cuvinte. Cum ați vedea în eventualitatea în care dumneavoastră aveți păreri negative, dacă puteți să ne dați câteva propuneri, să emiteți câteva propuneri. Deci eu scriu în continuu, n-am timp să merg la teatru, că aș pierde un timp prețios, umanitatea nu m-ar ierta, bineînțeles, dar cred că ar trebui să fie mai adevărată viața, să fie din plin, să nu se mai joace atâtea scrituri din asta, să se joace ziarele, de exemplu, să anunțe Teatru Național joacă evenimentul zilei din 14 februarie. Și credeți că ar fi mai aproape de sufletul personajului colectiv? Eu că da, dacă ar fi un titlu de ăsta, deși și-a legat doi bolovan de gât, capul îi putea la suprafață, sigur s-ar duce toți oamenii. Asta ca titlu de piesă, da? De piesă și s-ar putea juca în final, se joace și cronica și aplauzele și ar fi oamenii mulțumiți toți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-a spus. Vom continua acest dialog cu un alt domn care iubește foarte mult pasiunea de hobby, de real. Ce iubiți? Întâi meseria care mă fac să câștigi banii, care să mă facă să iubesc, sentimentele de pasiune care le-am de hobby, care... Asta e pasiunea mea, hobby-ul. Și care e hobby-ul atunci, ca să continuăm? Hobby-ul este de regia, de film. Acest regie de film? Da. Ce film ați făcut? Ce școală ați făcut? Când ați făcut-o? Făcut școala populară de artă de regie, de film, de scurt metraj, că era 2 săptămâni atâta era cursul.
Aia de lungmetraj era o lună, nu era SRL-uri, noi lucram și duminică, n-aveam timp să... Era noaptea de la 12 la 4 dimineața și am asolvit-o de scurtmetraj și am făcut film. Am făcut film. Da. Și ne dați un exemplu de film de scurtmetraj realizat de dumneavoastră, regizat de dumneavoastră? Am făcut un film, primul film a fost film de scurtmetraj de 2 metri avea. Asta a fost filmele, că era film de fotograf, de asta nu era de... Nu era pelicule, nu era nimic. Când l-ați realizat? Cred că între 1966-68, așa l-am realizat, că aveam cu aparat de fotografiat al fotograful din comun, care când nu mergea la nuntă, el dădea nouă, făceam o poză la o lună, cam așa. A avut 68 de fotograme, a rulat preț de circa, cred că 60 de secunde a fost. Așa oamenii au fost mulțumiți, a fost... Și alte realizări? Alte realizări a fost un film de un metru, am mai făcut un de 50 de centimetri și cam pondopera, ca să-i spun așa, am făcut un diapozitiv, că nu era filme deloc, care s-a chemat policromie fonofobă, că n-aveam, n-am mers. Dar ce reprezenta? Povestiți-ne câteva, dați-ne câteva detalii despre acest ultim film, diapozitiv ăsta. Ultimul film era un peisaj cu copaci într-o pădure deasupra lui Carieră de Piatră, unde a prins aparatul. Și cum a rulat acest film? A rulat 2 ore pe ecran, s-a proiectat tot timpul aia, până la sfârșit, când filmul s-a încălzit și a luat foc și a ars. Și, da, oamenii erau în film, n-ați folosit și oameni și actori? Am folosit, dar nu s-a văzut că era ascunși după copaci, că s-a temut că îi vede, că filmează în timpul programului și venea vizita de lucru și s-a ascuns să nu-i vadă conducerea de cenzura de filmele care era cu... Știți cum era? Da, știu, știu. Deci, eu vă mulțumesc pentru tot ce ne-a spus. Acum v-aș propune să discutăm și cu un actor, un om care a iubit actoria, n-a urcat pe scenă nici el niciodată, dar în străfundul sufletului... Poftim? Am urcat pe scenă la școala de artă populară, unde am studiat. Ce ați studiat? Actorie. Am studiat diafragmă, respirație, dicție, cânt și joc. Tot. La școala de artă populară. Da. Nu v-aș întreba și pe dumneavoastră ce ați mai jucat până acum. V-aș întreba care a fost ultimul spectacol de teatru pe care l-ați văzut? A fost... Trenul de dimineață nu mai oprește... Nu mai oprește aici. Titlul spectacolului. Păi titlul. La ce teatru? Unde? La Teatru TV. Nu, eu v-am întrebat dacă ați fost într-o sală de teatru să urmăriți un spectacol. Ați fost vreodată? Da. Am fost într-o sală de teatru odată și am urmărit un spectacol. Dar titlul spectacolului, care este? Titlul spectacolului este Orestea. Cum? Orestea. O fată care are un frate băiat, care vine răzbunător și, într-o tradiție familiară, ucide complotatorii care... Pe familia lui care a mai rămas, că cealaltă parte a familiei a ucis restul din familie, el a venit nervos și a povestit cu Electra, după care a ucis complotator. Asta ați înțeles dumneavoastră, da? Asta am citit în program, că era pe grecește și nu am înțeles nimic. Da? Bine. Acum, v-aș întreba acum, care este, după părerea noastră, care este actrița pe care ziceți noastră că ar fi cea mai bună, după criteriile dumneavoastră, evident? Bineînțeles, după criteriile obiective, ar fi Maya Morningstar, care am văzut într-un film pe englezește, la Paris. În ce film ați văzut-o pe această actriță? În filmul Cântarul, care a rulat la cinematograf. Balanța, nu Cântarul. Balanța. Nu? Balanța e întreprinderea, balanța e sa. Și, bine, aveți cumva idee cine a regizat acest film? Țineți minte numele regizorului? Ilie Pintilie.
domnule. Ilie, acesta este un personaj istoric. Altfel îl cheam, i-ați greșit. Păi istoric, nu, păi mai a făcut filmul Reconstituirea. L-ați văzut? Da. Și v-a plăcut? Da, milițianul mi-a plăcut. Da, bine. Nu aș vrea să vă mai chiniți și cu alte întrebări. V-aș vrea să ne spuneți, dacă puteți în acest moment, să ne exemplificați ceva din bogata dumneavoastră carieră artistică. Da, am studiat de mitologia teatrală, Shakespeare. Am studiat Shakespeare. Unde ați învățat? Unde l-ați studiat? La școala populară. Am studiat, am făcut o piesă în limba germană, Richard al III-lea, care a fost. Am studiat și, pe urmă, am studiat Hamlet cu colegul corepetitor de la Școala de Artă Populară. Unde ați învățat? De unde l-ați preluat? Pe cine? Pe Hamlet. Pe Hamlet de la televiziunea bulgară, acolo s-a dat, că la noi a dat mai puțin și acolo. Deci, ne puteți identifica, da? Hai să vedem. Da, aici, la acest microfon, vă rog. Aveți și recuzită cu dumneavoastră, văd? E bine că aveți recuzită. E bine să vină pregătit omul. Domnul corepetitor. Da. Vă las, vă rog. Mă emoții că mi-a transpirat pălmii. Deci, dumneavoastră, sunteți craniu din da. Cât în cât. Da. To be bet or not to be. Eline bet. This is the question. Este problema. Whether it is noble in the mind to suffer. Of sack put a daily. Or to take arms do sich cu de tuc against the sealed necrătate to die to dleate to slip to sleapă. Regisor în dublaje Ana Nicolova. Personaje colectiv diversificat.